Te salut, eu sunt Daniel și poate ai auzit și tu expresia: dacă cumpăram Bitcoin acum 10 ani, acum eram multimilionar, sau acum e prea târziu să cumpăr Bitcoin. Oare e prea târziu să cumperi Bitcoin? Hai să vă arăt ce înțeleg politicienii sau ce vor să înțeleagă despre Bitcoin ca să ne dăm seama dacă este târziu să cumpărăm Bitcoin acum pentru următorii cel puțin 5 ani. Și avem aici o postare foarte interesantă. Știți că FTX a dat faliment și acum CEO-ul actual a vorbit în fața Congresului American și sunt niște secvențe de pe CNBC în care putem vedea cum la ce nivel sunt politicienii și ce înțeleg ei despre Bitcoin. Haideți să vedem ce zice această tanti. I see no reason. The reason we typically hear is that crypto is different because it's decentralized, but in fact, it's not decentralized. At every level, there are people controlling things. Aici vorbește despre faptul că nu vede niciun motiv pentru că ea vede cum oamenii zic că, virgulă, cripto este descentralizat și ea zice mai departe și vine cu argumente de ce cripto nu este descentralizat și, bineînțeles, că folosește și Bitcoin ca și adaugă și Bitcoin în aceeași, să zic, oală. So, we heard that Bitcoin was decentralized. Well, Bitcoin is controlled by a few core software. Am auzit că Bitcoin este descentralizat, dar Bitcoin este controlat de câțiva dezvoltatori de soft, Developers fewer than 10, mai puțin de 10. and they can make changes to the software, and then that software is implemented by mining tools on the Și ei pot face schimbări la soft și acel soft este implementat de mineri Just a few of them. So, și sunt doar câțiva, nu sunt mulți. in all these spaces, there are definitely people, often a very few people, Și în acest spațiu sunt foarte puțini oameni. pulling the strings. But the fact of the matter is that they are unidentified and unregulated. Și acești puțini oameni care controlează Bitcoin sunt neidentificabili și nereglementați. And that is not an ideal space to be in. Și nu este un spațiu ideal să fii. Deci, în mare parte, după cunoștințele dânsei, Bitcoin este condus de 10 dezvoltatori care fac niște schimbări la un soft care, la fel, este implementat de niște mineri și gata, asta este treaba. În realitate, nu este așa, dragii mei, și a fost scrise până și a fost scrisă până și o carte despre cum și cine controlează Bitcoin. Se numește The Block Size War și am mai discutat despre această carte în clipurile mele, dar haideți să vedem care sunt lucrurile pe care ea le discută și să vedem unde greșește. Sunt 1. Sunt sute de dezvoltatori voluntari care lucrează la Bitcoin. Atenție! Sute de dezvoltatori voluntari care lucrează la Bitcoin, adică sunt voluntari. Nu sunt plătiți de absolut nimeni, de nicio entitate, nu sunt. Ei pur și simplu vor să schimbe, să facă parte din această mișcare și să ia puterea din mâinile, să zic, centralizate a guvernelor, respectiv corporațiilor și așa, a intermediarilor, pe scurt, să ia puterea lor, din mâinile lor în mâinile oamenilor. Și acești dezvoltatori care sunt care, nu. Asta e profesia lor, să fie programatori, vor să facă parte din această mișcare și efectiv intră și propun tot felul de schimbări care mai apoi vor fi adoptate sau nu. Și, dragii mei, sunt sute de dezvoltatori voluntari. La cei 10 la care se referă ea, există doar 10 din cei sute de dezvoltatori au dreptul să facă commit-uri, adică să treacă pe, să zic, mainnet, nu se numește așa oarecum Bitcoin, cred că de fapt tot mainnet se numește și pe Bitcoin, dar să treacă anumite schimbări pe mainnet după ce se decide ce schimbări vor fi. Dar aia nu este final, pentru că mainnetul nu e un server pe un cloud în Amazon Web Servers, ci mainnetul reprezintă o
un cumul de mulți factori, printre care sunt minerii și cei care rulează noduri. 2. Sunt zeci de mii de useri care rulează softul Bitcoin din diferite motive, ei o fac la fel, din voluntariat și aleg singuri ce update sau ce versiune de Bitcoin să ruleze. Un alt lucru pe care această doamnă nu-l știe este că eu am un nod de Bitcoin. Nodul meu de Bitcoin îl rulez eu ca voluntar. Nu mă plătește nimeni să fac chestia asta și nu mă forțează nimeni să fac chestia asta. Nu mă forțează nimeni să fac update după ce dezvoltatorii au făcut o schimbare de cod. Dacă mie nu-mi convine, eu nu fac update la acea schimbare de cod și la fel pot face și alți zeci de mii de oameni care rulează nodurile de Bitcoin. Totul se bazează pe voluntariat și pe a decide cu ce vrei tu să faci. Vrei să faci update sau nu vrei să faci update la anumite schimbări? Asta este votul oarecum al rețelei. Așa funcționează Bitcoin. Asta e un alt nivel de descentralizare. Primul nivel a fost faptul că sunt sute de dezvoltatori care vin și propun soluții. Nu există doar acești sute de dezvoltatori sunt voluntari și nu sunt controlați de o entitate să fie direcționați ce să dezvolte, ci fiecare vine cu idei și dezvoltă temir ce, nu intru în detalii, de la sidechains, la Lightning Network, la o groază de alte lucruri și din alea sute de metode, de idei, de programe și de idei de dezvoltare, doar câteva sunt adoptate în toată rețeaua. După aceea sunt zeci de mii de useri care rulează softul Bitcoin, printre care și eu, și care decide sau nu să ia acel, să zic, acele update-uri pe care dezvoltatorii le fac pe nodul lor. După aceea sunt mii de mineri care minerez Bitcoin și care prin schimbarea unui singur parametru pot să se mute de la un pool la altul fără un cost. Asta face că dacă un pool este rău intenționat, minerii se vor muta la un alt pool prin schimbarea unui parametru în interfață. Acești mineri, la fel, rulează versiunea de Bitcoin pe care o vor ei, tot voluntar. Nu există posibilitatea de a forța minerii sau userii să ruleze o versiune anume. Adică nu poți să-i forțezi pentru că atât de descentralizat sunt, atâte păreri sunt, atât de mulți indivizi sunt, atât de multe entități sunt, încât nu ai cum să-i convingi pe toți să-i forțezi să ruleze, să meargă într-o singură direcție în cazul Bitcoin. Nivelul de descentralizare este efectiv ieșit din comun în comparație cu alte proiecte, chiar și cu Ethereum. La Ethereum nu funcționează așa. Nu există această cultură a descentralizării. Deci, sunt dezvoltatorii care vin cu sute, mii de propuneri de idei, doar câteva sunt preluate și impuse în cod, vin nodurile sau userii care rulează noduri cum sunt și eu, care decid dacă acele schimbări sunt sau nu adoptate și după aceea vin minerii care dacă, de exemplu, mineresc și securizează ca să câștige Bitcoin, văd că un pool de mineri, de minerit, nu știu, se comportă, nu respectă anumite principii sau se comportă ciudat, ei doar acolo în interfața lor efectiv schimbă adresa, cum ai schimbat tu link-ul, cum ai dat copy-paste de aici, copy și ai deschide un nou tab și a dat paste și a dat enter. În momentul respectiv ai schimbat parametru și te-ai mutat de la pool-ul X la pool-ul Y. Și automat toți minerii n-au niciun cost să se mute pe un alt pool. Este o descentralizare extraordinar de mare și în cazul minerilor pe care multă lume nu o vede și nu o știe. Și asta este la fel documentată în cartea The Block Size War, care probabil o să o traducem și noi. După care, Bitcoin este optimizat în a obține descentralizare și rezistență pe toate nivelurile și a reușit să obțină acest lucru mai mult decât orice altă rețea din istoria omenirii. Nu ai cum să compari acest nivel de descentralizare pe mai multe nivele sau niveluri cu orice alt sistem sau rețea din lume, inclusiv dacă este o rețea de o altă criptomonedă alternativă sau o altă rețea cum ar fi rețelele de torente care la fel sunt descentralizate sau alte tipuri de rețea, chiar și rețeaua de internet. Deci, dragii mei, pe lângă tot ce v-am prezentat acum, cu cât înaintăm în viitor,
cu atât Bitcoin va deveni și mai optimizat în a obține descentralizare și rezistență la cenzură. Pentru că asta este cultura. Acum, să zic, 4 ani erau doar, nu știu, 20.000 de oameni care rulează noduri. Când Bitcoin, acum 4 ani, când Bitcoin era tot la prețul ăsta, cred, sau când, da, aproximativ. În decembrie 2020, în 2017, acum 5 ani. Bine zic, da, acum 5 ani când Bitcoin era tot la acest preț, erau mult mai puține noduri, mult mai puțini mineri, puterea de computațională mult mai mică și era tot la acest preț. Cu cât înaintăm în timp, cu atât Bitcoin va deveni și mai optimizat, prin și mai descentralizat și mai rezistent la cenzură, pentru că cu cât va fi mai mult adoptat, cu atât oamenii vor fi incentivized să adopte, să-și descarce, să-și facă un nod, să ruleze noduri, să minerească, pentru că apar tot felul de soluții de minerit pe care, bineînțeles, nu le vedem în mass media, cum ar fi wasted energy. Efectiv, este o grămadă de energie în momentul de față risipită, pur și simplu că nu există tehnologie suficientă pentru a menține, de exemplu, energia electrică în baterii, se risipește și poți mineri Bitcoin cu acea energie. Mai nou, au apărut soluții de minerit Bitcoin din gunoaie. Gunoaiele sunt transformate în energie electrică și din energie electrică în minerit. Au apărut soluții de minerit Bitcoin din gaz metan care nu poate fi pus în rețea publică și care are aproximativ trebuie transformat în dioxid de carbon, pentru că dacă nu e transformat în dioxid de carbon, riscul este de 40 de ori mai mare, adică poluarea este de 40 de ori mai mare. Acel gaz este atât de toxic încât este de 40 de ori mai toxic decât dioxidul de carbon. Și au apărut soluții prin care oamenii merg cu niște containere și se conectează prin satelit la internet într-o zonă în care nu ai accesibil, n-ai internet, n-ai curent electric și transformă acel gaz metan în curent electric și mineresc Bitcoin. Și minerii devin și mai descentralizați, pentru că merg în direcția asta de a recicla energia care se face wasted și pentru a ajuta oarecum mediul. Noduri, mineri, dezvoltatori din ce în ce mai mulți. În următorii 5-10 ani, Bitcoin o să fie și mai optimizat spre descentralizare și mai optimizat spre rezistență la nivel de mainnet, la nivel de first layer, adică blockchain-ul de bază. Haideți să vedem ce vorbește, ce zice acest domn care continua discuția tot în congres despre Bitcoin și anume faptul că declară cum Bitcoin niciodată nu merge mai mult de 5 sau 6 tranzacții pe secundă și vreau să-i demonstrez acestui domn care, bineînțeles, n-are cum să se uite la clipul meu că nu vorbesc în limba română, dar vă arăt vouă cum se înșeală. I appreciate you holding this hearing. I want to echo some of the concerns my friend from Tennessee just echoed about Binance. I do think it's curious that China has made the decision to basically take that kind of risk to ban crypto because of their at least risk reward analysis. Da, China, vă dați seama, un stat super democratic a banat Bitcoin pentru că, bineînțeles, e un stat democratic și Bitcoin asta reprezintă de fapt. There's so many questions. I do think you I know a lot of this started around Bitcoin. I still think and I think, Professor Allen, you may have touched on this in your testimony, the clunkiness of the technology behind Bitcoin, you could never go to scale no matter what. Da, e foarte convins că tehnologia din spatele Bitcoin n-are cum să scaleze, n-are cum să crească în exponențial în adopție din cauza tranzacțiilor, faptul că tranzacțiile sunt puține pe Bitcoin. You only do 5 or 6 transactions per 5 sau 6 tranzacții pe secundă. Dragii mei, asta, narativul ăsta era acum 5 ani când nu exista Lightning Network. Acum 5 ani era doar cumva scala Bitcoin, era doar cum se va întâmpla în viitor, era doar o teorie care în momentul de față este realitate. Dacă vă arăt acum, dau aici, sunt pe nodul meu de Lightning Network și dau Resive, vă arăt cât în momentul de față trimit 100 de satoshi care în momentul de care sunt 2 cenți, atenție, 2 cenți în dolari, creez această factură digitală și în momentul de față scanez cu telefonul mobil și
Dau pay, am dat pay. Să vedem în cât timp ajunge. Ah, se pare că scalează. În aproximativ o secundă, poate și mai puțin, pentru că îmi arată ecranul mult mai târziu, am făcut plată de 2 cenți pe Bitcoin. Omul sau oameni dragi, omul respectiv este mult înapoiat. Nu puneți botul la să zic, acești oameni care efectiv nu știu despre ce vorbesc. Bitcoin în momentul de față este mult mai descentralizat, mult mai securizat, mult mai scalabil decât a fost acum 5 ani, când era tot aproximativ la prețul acesta de 17, 18, 19.000 de dolari. Și în viitor, Bitcoin este gândit să fie optimizat și să obțină și mai multă descentralizare și mai multă rezistență la cenzură în următorii 5-10 ani. Și asta ne duce la gândul, la subiectul acestui clip, și anume, e prea târziu să cumpărăm Bitcoin. Dacă cumpăra Bitcoin acum 10 ani, acum eram multimilionar. Exact așa vei zice și peste 10 ani sau peste 5 ani. În momentul de față, este mult mai puțin riscant să cumperi Bitcoin decât a fost acum 10 ani sau acum 5 ani, când cu adevărat erau aceste probleme de scalabilitate, de securitate, de descentralizare și control a rețelei, erau cu adevărat îngrijorătoare. Dar în momentul de față s-a demonstrat că Bitcoin a depășit aceste examene și a trecut la următorul nivel și merge în direcția a fi și mai descentralizat și mai optimizat și mai rezistent la cenzură, pentru că ăsta este KPI-ul, ăsta este indicatorul de performanță a rețelei Bitcoin. Nu, indicatorul de performanță a rețelei Bitcoin nu este să creeze tot felul de smart contracte, să creeze cu compromisul de a renunța la descentralizare și rezistență la cenzură. Nu, KPI-ul este, sau indicatorul de performanță este, cum putem să fie și mai descentralizată această rețea, să fie și mai rezistență la cenzură, astfel încât să fie și mai greu de pus mâna pe ea. Și atunci, vă spun, nu este prea târziu să cumpărați Bitcoin acum. Ce vedem acum la politicienii ăștia ne arată că suntem super devreme și în următorii 10 ani, chiar dacă ai ratat o creștere exponențială de acum 10 ani, nu e nicio problemă, dar tot o să prinzi o creștere care va bate randamentul a majoritatea activelor din piață. Nu o să existe. Va bate randamentul S&P 500, va bate randamentul aurului, argintului, imobiliarelor și așa mai departe în următorii 10 ani, această inovație financiară. Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Nu uita, folosește codul YouTube, cadou YouTube sau YouTube cadou, las în descriere 20, pentru a beneficia de reducere de 20% la cartea Standardul Fiduciar, care este a doua carte după Standardul Bitcoin. Cumpără-o acum de Crăciun, oferă-o cadou sau cumpără-o și începe să citești ca să înțelegi că Bitcoin este o tehnologie a banilor. Nu este o simplă criptomonedă ca și Solana sau ca și orice altă criptomonedă, unde sunt niște VCs care au preminat monede și care a făcut dump când s-a întâmplat ce s-a întâmplat de curând cu FTX. După cum vă spuneam, investiția în educație este mai importantă decât investiția în Bitcoin. Și cu cât înțelegi mai bine Bitcoin, cu atât se reduc riscurile ca tu să pierzi bani cu această, să zic, inovație. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și ne vedem la următorul video. Numai bine!